mă cum e ea mândră, mă, frumoasă, mândră, cu pieptul înainte. Ce faci, draga mea? Bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mergem undeva? Mergem cu Rebecca la un loc de joacă. Oh, ce drăguț! Și acolo renunț la pantofi, așa știu că se practică. Nu, o las acolo și eu mă duc prin mall. Sunt comos de așa se practică! Un loc de joacă în mall. Da. O să poată să meargă pe tocuri alea lejer. Lejer, nu? Păi da, ce, că am mai văzut se poartă acum ce ai cu fata dacă ei place pe tocuri. Dacă tu nu poți să mergi și ea poate, de ce ești invidioasă? Lasă-mi pace. Hai să vorbim și cu fetele, Andreea. Dar înainte de asta, ai spus că tu nu ai cum să te compari niciodată cu Maria. De ce? Încetează. Eu nu am auzit. Nu mai vreau să discut despre persoane care nu există, fraților. Lăsați-mă în cap, așa că n-am venit să mă cert la emisiunea asta. Lumea e liberă să mă facă cum dorește. Ai înțeles? Deci n-am nimic împotrivă. Dacă ea așa mă vede, e problema ei. Păi da, zici mie cu celebritatea asta cum e, ca să rămânem aici, care păi, e mai celebră? Cine a fost ultima pe sticlă, în primul rând? O luăm așa. Și am încheiat, a fost întrebarea. Dragii mei, știu că mă iubiți, știu că sunt a voastră, dar na. Andreea, știi ce se întâmplă? Acum vor alte persoane să-mi ia locul. Sunt libere, drumul este liber, lin și frumos. Ce ai tu în plus sau în minus față de ea? În primul rând, sunt mamă. Ok. În al doilea rând, nu vreau să mai intru în detaliile astea, pentru că mă depășesc foarte mult. Eu am venit la această emisiune să îmi prezint noul meu stil, nu să mă cert sau să am de-a face cu cineva. Eu am trecut de această etapă în viața mea. Mm-hmm. Dar am spus și repet, dacă cineva mă jignește și își permite să-mi adreseze cuvinte urâte, niciodată n-aș putea să tac. Nu te-a jignit nimeni, draga mea. Tu te-ai purtat aiurea cu mine. Eu zic să o lăsăm așa. Fiecare avem varianta noastră. Telespectatorii de acasă o să vadă și e cel Pot mai însă, bine. Exact, atâta vreme cât voi discutați despre anumite lucruri care dar vă macină. Dar nu găsiți filmarea aia ca să vedem exact cine pe cine a jignit. O să căutăm să știm dacă bine ar fi. Hai să fim serioși, până, hai să vedem dacă Andreea într-adevăr și-a schimbat caracterul. Că tot n-am spune că ea s-a schimbat. Hai să vedem. Ilinca, este o mare diferență. Este fix aceeași. Este o mare diferență. Am subliniat. Caracterul nu mi-l schimbă nici mama mamelor, măi, fată. Sunt aceiași. Așa. Că-mi schimb stilul, atitudinea, este cu totul altceva. Sigur. Ok? Ai înțeles? Da. Până la imaginile respective despre care vorbiți voi, am înțeles că tu, Maria, ai hotărât că de acum înainte să-i spui Andreei Udi sau cum? Mai ales acum arată chiar ca Udi. Ciocănitoarea din profil, ciocănitoare. O să te rog să fii atentă la limbaj și să nu ne jignim, Maria. Vreau, deci, Ilinca, i-am dat o poreclă. Dacă mi-e așa, dacă îmi place, las-o să mă facă cum își dorește. Nu, nu, dar nu pot să permit așa ceva. Stai să spun ceva. Să mă facă, să-mi dea și ea. Mai bine sunt ciocănitoarea lui Udi decât ciocănitoarea. Înțelegi? Oh, nu, am să te rog. Mai bine tine, așa. Andreea, să fii reținută. Pă bune, deci dacă eu sunt al Udi, înseamnă că ea este a puncte, puncte, bip. Păi ce? O să spui? Atât de... Nu spune tu, nu să vedem să că dai tu ai seama, curaj, ai mai fost ce? La o emisiune unde ai spus, ai avut curaj să spui chestii. Dar nu mi-e frică, poate dragă, și curaj spun orice oricând, tu nu înțelegi? E greu să ajungi ca mine și să fii ca mine, măi, fată. Nu vreau să ajungă nimeni ca tine, liniștește-te. Faci, dar n-ai cum. Una-i tonciu. Hello. Păi sper să rămână una, să nu se multiplice. Da. Important e să nu te vadă lumea ca un idol și să nu te pe cuvânt. Te vede pe tine, idolul bărbaților. Aolo, Andreea, te rog. Dar eu nu înțeleg, între voi două până la urmă e o competiție pe lângă cea stilistică și de notorietate. Care e mai celebră decât cealaltă? Pe Instagram, deci, vorbim de Instagram? Vorbim... Strategia ei... Este învechită. N-am nicio strategie. Eu, este o strategie, pe mine mă știe lumea cum sunt. De provincie. Astea din provincie, când vin ele așa și vor să se lanseze la București, ce fac? Ia să vedem cu cine mă cuplez. Eu mă cuplez cu un fotbalist celebru, să apar și eu pe prima pagină. Sau știți cum? Toată lumea știe strategia asta. Fix asta a făcut Woody.
Nu, am să te rog, hai să nu vorbim Tonciu. Așa, Maria. Poți să-i spun pe numele de fapt? Poți Tonciu. Spui Andreea, poți să-i spui Andreea Tonciu, da? Tonciu, că toți o știm de Tonciu, să nu fim așa. Adică asta, asta a făcut Andreea? Asta a făcut, a încercat să stârnească cu mine o ceartă, probabil să mai... Ilinca, să-și aducă aminte lumea de ea. Lucrurile astea stau și mă și să spună de mine că pentru eu am că făcut n-am văzut ceva la televizor, deci, crede-mă, e penibil. Să-și facă temele, te uite-te rog, bine. Să nu mai jignești, Maria. Păi dacă ea mă jignește, ea a spus că eu am făcut-o la televizor. Cum să spui așa ceva dacă nu ai dovezi? Eu am dovezi, am 5 sezoane la cealaltă emisiune, unde, clar, filmată fiind, nu am făcut nimic cu nimeni. Mie așa mi s-a spus că eu nu m-am uitat la acea emisiune, că nu este de tu pe apa mea faci? Emisiunea aia, îmi pare rău. Atât timp dacă ea spune că nu a venit să se certe, poți, dar Andreea, să cer scuze? Asta, pentru că deja am obosit și uite, mă dor picioarele, nu mai pot. Și decât să mă uit la tine, mai bine, uite, mă plim, mai dau o tură, de poate poți să taci și tu, nu știu. Caută-ne asta pe afară, e, n-am dacă ce vrei. Să facem. Termină-ți. N-am ce să fac, Ilinca, pentru că eu n-am venit la această emisiune să mă cert. Am înțeles, ai spus asta de 7 ori până acum. Eu nu sunt singura persoană de care ea a avut ceva de comentat. Bine, cereți scuze și îngropăm să cure. Uite, eu să-mi cer scuze, mai fetițo. Păi tu te-ai purtat aiurea. Mai fetițo, cu cine crezi că vorbești, mai fetițo? Cine te crezi, măi, fetițo, tu chiar vrei, cum arăți tu chiar vrei să intri în gura mea? Vezi că, vezi că sunt foarte liniștită și la locul meu. Ai văzut ce ți-a intrat în dorsal? Ai văzut? Vezi că ești greu. Atât ai văzut ce... Eu zic să stai numai cu fața. Fii atentă. Uite așa. Doar cu fața. Îți arăt fundul, na. Nu mi-a arătat. Te rog, că visez urât la noapte. Nu chiar, sincer. Hai să nu ne mai luăm de aspect. Nu, dar fizical, arată la spate. Dacă mă întrebi Ilinca de ținută, la spate e groaznic. Ceva mai... Mai urât am văzut în viața mea. Păi ce au păi stilul ăsta, l-ai știut vreodată în viața ta? Sau ai încercat să râzi de mine de data trecută, emisiuni, dar nu ai cumulăciuni. Hello, tu suntem la Bravo, ai stil, nu la bon nebuno. Ai văzut? Stai cu minte în banca ta, că toate hainele tale sunt din bun, ești nebun. Stai cu minte, că dacă vrei te fac, ești dar în prima face să te rinezi. Andreea, te rog. Păi numai tu prea asta vorbești, te rog. Te rog, cine e asta? Cine e asta? Vreau să știu. Te rog să nu jignim. Este Maria, este Maria, este Maria. Maria era să zic eu. Bine, Ilinca, nu mai vreau să discut. Și ea n-a venit să se certe. Păi nu, dar tu mă ataci. Vrei să te cerți cu mine și eu ca proasta îți dau... Nu, tu m-ai atacat pe bine, mine. Bine, hai, gata, hai, ok. Atât o să vă rog să încercați să nu vă jigniți. Ce să încerc? Să nu vă jigniți. Despre asta este vorba. Da. În rest, putem discuta absolut orice aveți pe sufletele. Ea nu este în stare să... Eu cred că toată lumea e în stare să poată un dialog. Deci mai ales voi. A demonstrat cine e și ce poate. Andreea, vezi prin mine acum. Mi-e și frică. Nu, stai liniștită. Ești bine? Da, foarte bine. Hai că mai detensionăm un pic atmosfera, mergem în fața juraților și aflăm părerea despre ținută, te rog. Mulțumesc. Ești dintre puținele concurente din această seară, păi care spune cu adevărat ceea ce gândește. Restul toate stați și le mermeliți și nu vă spuneți oful, ca să zic așa. Din partea mea e Bravo, ai stil, pentru că spui ceea ce gândește. Andreea, bravo! Mulțumesc! Toate începe să vorbiți și să spuneți și aveți pe suflet cu adevărat. Auzi, Tonciu, nu zic nimic rău, dar mi-e frică de... Oricum, eu nu vreau să intru în curată! Cât costă ce ai pe tine? Foarte ieftin, în afară de pantofi și geantă. Păi, cât costă? Păi, 100 de lei ploverul, 120 blugii, 3800 pantofi. Și, by the way, îmi plac blugii, și la spate și, și mie. Cum stau 3800 pantoful, ia 3800. Ce pantofi? Lei. 38 de milioane vei. Așa. Așa, și geanta 15 milioane. Una peste alta nu-mi displace cum ești îmbrăcată, blugii stau bine... Îmi place și puloverul, îmi place cum te-ai coafat. Mulțumesc. Și da, doar sunt Udi, Cătălin. Și îmi place că ai aceeași personalitate, ai aceeași, ești dinamică, ești volubilă, ești bună de televiziune, reală. Ești reală. Da, mulțumesc. Și asta îmi place. Dragă, și mie îmi place că ești dinamică, dar eu aș vrea să te fierbi un pic mai mult, vorba pisică-ti aici de față, să te fierbi un pic mai mult în acest styling. Adică eu n-aș fi zis că vii cu tipul ăsta de pantalon, care îmi place cum îți vin foarte bine, dar e ceva necompus, știi, ca la Gina ieri? Am înțeles. Mă rog, tu ai mai multe piese, ai două piese, ai și o geantă, ea n-avea geantă,
dar rămâne ceva necompus acolo, nefinisat, e un nefinisat. Dacă aveai o altă geantă, nu știu, mai mare, care să mă ducă cumva cu gândul la faptul că tu pleci cu copilul și aveți o zi de shopping, joacă, nu știu ce. Îmi făceam un Messi în păr, puneam cercei mult mai mari, nu știu, îmi puneam o centură cu o atârnare, cu ceva. Adică mai făceam ceva. Mai mult, eu aș fi pus și umer la acest pullover. Andreea! Nu am ce să vorbesc prea mult în seara asta despre nunta pe care o ai, pentru că nu-mi place nimic. Și geanta aia, ce-i cu ea feiță? Ce-i cu geanta aia? E urâtic. Ceva foarte ieftin, mai ieftin de atât n-am văzut în viața mea. Eu sunt o doamnă! Să vedem calificative. Eu am zis, i-am dat. Tu ai dat. Mai departe, Maurice? A sărit prima. A sărit? Prima. A sărit prima. Păi e reală, mă. Ne captează atenția. Nu stăm, dormim în post. Bravo. Mulțumesc, Cătălin. Mamă, mamă, bravo. Andreea, felicitări. Vorbește și cu cei de acasă. Mulțumesc. Te rog. Dragii mei, îmi cer scuze pentru că am început emisiunea aceasta cu... ceartă, dar nu a fost vina mea. Știu că voi mă placeți pentru felul meu de a fi, așa că vă rog frumos să votați 4 la 1206. Vă pup și vă iubesc. Mulțumesc tare mult. Tonciul depășește unor. Dar e mișto, asta e Tonciul. Dacă Tonciul mi-aș fi venit altfel, să mă dacă mă uitam la asta, dar așa își revine. E normal, e mamă. Dar și-a schimbat sau și-a schimbat stilul? Adică... A, ca stil vestimentar? Da. E ok, îmi place fără, dar... Bine, nu e vreun mama Dumnezeilor.